Deșteptarea. După 35 de ani de la căderea comunismului în România, încă mai pot fi întâlnite ruine rămase din falimentul acelui regim, dar nu tot ce vedem ruinat prin țară vine de atunci. Adică pe aici, pe acolo, mai sunt și vestigiile aparent nemuritoare ale câte unui furt masiv și nesimțit din bani publici, care a avut loc în vremea democrației, a statului de drept și a responsabilității autorităților față de banii colectați de la contribuabili. Și aici puneți voi un asterix, sarcasm. Azi vorbim despre o bătaie de joc și foarte probabil și un furt de milioane de euro petrecute în Cernavodă. Acțiuni de jaf, ale căror vestigii pot fi văzute de orice trecător de la mare distanță, chiar dacă printre ruine au crescut tufișuri și arbuști în devălmășie, natura încercând să recâștige ce a pierdut. Este vorba despre șantierul abandonat al unui mare complex sportiv, care trebuia să fie realizat în Cernavodă. Un complex multifuncțional, o sală imensă pentru competiții de handbal, tenis, volei, basket, fotbal în sală. Proiectul mai prevedea săli de fitness, de box, de arte marțiale, tenis de masă și așa mai departe, plus un bazin de not olimpic pentru natație și polo cu tribună de 300 de locuri, scrie publicația de fapt.ro. În Cernavodă. Primele acte pentru această construcție au fost semnate la nivel guvernamental încă în 1991. Un deceniu mai târziu s-a decis și finanțarea din bani de la guvern, de la Ministerul Economiei, care urma să vireze la nuclear electrica, de unde urmau să fie plătiți constructorii. 7 ani mai târziu, vă rog să remarcați ritmul geologic în care a fost pusă la cale acest tun. Deci, în 2007, Nuclear Electrica a organizat în sfârșit o primă licitație și a oferit aproape 31 de milioane de lei firmei câștigătoare pentru a începe construcția. După ce i-a plătit 1,5 milioane de lei pe diverse lucrări executate, contractul a fost reziliat subit. Motivația oficială a fost că firma respectivă nu predase la timp faza de proiectare. Ceea ce mie unuia mi se pare foarte interesant, că înseamnă că s-ar fi construit fără proiect, nu? Doar s-au plătit niște lucrări și se văd pe teren lucruri construite acolo. Deci trebuie să fie existat și un proiect, logic. De fapt, scrie publicația de fapt.ro, rezilierea subită ar fi avut loc pentru că acest contract și banii trebuiau să ajungă, de fapt, la niște firme apropiate partidului de guvernământ al vremii, adică PDL, atunci. Ceea ce n-o să credeți, s-a și întâmplat. Că după reziliere au intrat cumva în combinație două companii ai căror proprietari erau finanțatori direcți ai partidului lui Traian Băsescu, pe documente contabile. Și până în 2012, guvernul PDL a virat prin sistemul pe care l-am descris mai sus aproape 3,5 milioane de euro în lei în conturile acestor firme pentru continuarea lucrărilor. În 2012, banii au secat. Poate nu e chiar o coincidență că tot în 2012 au fost alegeri și PDL a pierdut guvernarea. A câștigat atunci USL. Câțiva ani după aceea, Nuclear Electrica a continuat să ceară degeaba bani pentru continuarea proiectului, după care a abandonat chiar și acest gest. La locul investiției, ca să-i spunem așa, au rămas ruinele. Platforme și stâlpi de beton armat, câte un gard, câte un zid, totul fără noimă, inutilizabil. Cum se întâmplă de obicei în țara noastră, documentele care însoțesc această investiție au fost rătăcite sau pierdute, situația terenului este acum incertă și ideea de a termina cumva acest obiectiv, oricum supradimensionat pentru un oraș atât de mic, este totalmente utopică. Dar mă gândesc că poate astfel de vestigii ar trebui păstrate, conservate cumva, pentru generațiile viitoare. Să vină în vizită și să se minuneze nu pentru marile realizări ale înaintașilor, cum mai facem noi azi când vedem amfiteatre, apeducte sau drumuri lăsate de romani, ci să se minuneze de hoția fără limite a unora dintre străbunicilor din România începutului de mileniu 3. Deșteptarea